Acesta este Volvo XC40 Recharge. A doua venire a numelui Recharge în gama lui Volvo, pentru că versiunea aceasta față de predecesorul ei, care era doar un plug-in hybrid, este acum o mașină full electrică și vine să se bată cu rival precum Audi Q4 sau Mercedes-Benz EQA. Noi vrem să vedem dacă se va descurca. Designul, așa cum ați putut vedea deja, este clasic Volvo. Avem în partea din față faruri cu ciocanele lui Thor integrate, care arată foarte, foarte bine, și o grilă extrem de simplă, tot așa în partea din față. Totul inspiră design clasic elegant scandinav și singura diferență față de fratele cu motoare cu combustie internă în partea din față a lui XC40 este această grilă care a fost obturată. Pentru a îmbunătăți caracterul aer aerodinamic al mașinii. Din lateral veți observa această combinație în două culori a mașinii noastre de test: o culoare alb-cristal pentru partea de jos a caroseriei și un acoperiș negru-lucios. Tot de aici veți observa și jantele de 19, care au cauciucuri de dimensiuni diferite, de lățime 255 pe spate și 235 pe față. De ce? vă voi explica puțin mai târziu. Și dacă zona din față nu aduce foarte multe surprize pe partea de design, nici zona din spate nu este mai diferită. Avem aceleași stopuri clasice de SUV Volvo, nu avem niciun fel de țeavă de eșapament sau nici măcar un element care să aducă aminte de așa ceva, dar și un por bagaj acționabil electric care are o capacitate de 425 de litri și câteva soluții inteligente, cum ar fi acest capac pentru spațiile de stocare de dedesubt, care poate fi pliat și are acum niște cârlige aici pentru cumpărăturile tale. Scaunele din spate sunt îmbrăcate într-o combinație interesantă de piele vegană și alcantara, asta pentru că mașina trebuie să treacă testele exigente ale clienților săi în ceea ce privește sustenabilitatea. Avem și un acoperiș din sticlă panoramic, foarte drăguț și spațiul este destul chiar și pentru persoane de peste 1,80. Aceleași materiale vor fi regăsite și pe scaunele din față, care oferă o cantitate surprinzătoare de susținere laterală. Sunt foarte confortabile la drum lung, deși la prima vedere s-ar putea să-ți dea impresia că sunt un pic rigide. Panourile ușilor sunt îmbrăcate și le materiale decente, mai ales în partea de sus. Aici avem un plastic ceva mai rugos, dar ce am vrut să vă arăt este faptul că nu avem difuzoare, spațiul de depozitare fiind de-a dreptul uriaș îmbrăcat în această mochetă, sau mă rog, un material care seamănă cu o mochetă. Și nu avem difuzoare în panourile ușilor pentru că acestea au fost ascunse undeva în bord, pentru o eficientizare a spațiului. Ele sunt răcite cu aer din exterior și se aud decent pe această configurație cu sistemul Harman Kardon. Ce e interesant este faptul că în XC40 Recharge nu avem buton de start. Aici ar fi fost în mod normal, dar mașina fiind electrică are o altă implementare. Ca să o pornești, apeși pe frână și apoi bagi mașina în drive sau reverse. Sistemul de infotainment de la bord este, așa cum am văzut și pe XC60, bazat pe Google Android. Practic avem aici o tabletă care rulează pe Android și îți oferă toate conectivitatea pe care ți-ar oferi eu un telefon. Poți să instalezi aplicații de pe Play Store, poți să faci foarte multe lucruri pe care le putea face și pe un telefon. Poți să-i oferi și internet acestei uh, noi soluții de la Volvo sau să-ți cumperi conectivitate prin intermediul ofertei producătorului suedez, astfel încât să folosești cartela SIM aflată deja la bordul mașinii. Instrumentarul de bord este digital, are 12,3 inch și o grafică extrem de simplă. Practic pe mijloc poți să ai afișată harta Google Maps sau, dacă nu-ți place, Poți să treci într-o versiune mai simplă cu un spațiu liber la mijloc. Ne-ar fi plăcut să avem mai mult spațiu de decizie în ceea ce se afișează pe ecran, să putem să-l customizăm mai mult, având în vedere că vorbim despre un display până la urmă. În ceea ce privește motorizările și autonomia respectiv bateria, Volvo XC40 Recharge este disponibil în România în două versiuni. Prima este tracțiune pur față, 231 de cai, în timp ce a doua este cea de față, Twin Motor, care vine cu două motoare electrice, ce împreună pot livra până la 408 cai putere și 660 de newton metri. Nu mai e nevoie să vă spun deja, pentru că știți că dacă avem două motoare electrice, de obicei vorbim de o mașină cu tracțiune integrală, cu un motor pe puntea față și unul pe puntea spate în ceea ce privește opțiunile de baterie. Avem un acumulator de 75 de kWh util plasat în podeaua mașinii. Acesta poate fi încărcat la puteri de până la 150 de kW și încărcarea lui de la 5 la 80% dacă găsești un astfel de încărcător de 150 de kW va dura undeva la 30 de minute. Prețurile pentru Volvo XC40 Recharge încep în România de la 49.000 de euro pentru versiunea de bază cu motor pe puntea față și 231 de cai. Pentru această versiune, dotată așa cum o vedeți aici, cu toate opțiunile incluse, ne uităm la un preț de 63.000 de euro.